дату ему можешь класть, давайте смеч. Сантиметата се се бодбаска прогрозно писки пуста и ще ги дозори пичман фюро чрез вам плешка. Но просто катева гънда да се че смеш да покаре не трябва да е колечен. А е со меч ультимо бин се зорно да була. Меч каде дечи да апаре ар путя се дечи да а шасея компонента play off-ului. Pentru noi este un meci de final de campionat, un meci în care se pun în joc puncte CS-ul în jumătății, de aceea este important să facem cât mai mult în acest meci. Ne dorim să facem punct sau puncte, să scăpăm de cifra 13 din play-out. Pe cine vă doriți în play-out? Pe Bumureș sau Iași? Dacă s-ar fi putut să vină de la locul 8 în jos, să mai mic. Pentru că sunt două echipe care au acum la puncte destul. Dar oricare dintre ele vin cu punctele înjumătățite și probabil că nu au gânduri de retrogradare, dar începe practic un nou campionat. Ceea ce s-a întâmplat săptămâna asta la Târgu Mureș ne avantajează sau ne dezavantajează? Ceea ce s-a întâmplat la Târgu Mureș nu e chiar o surpriză. Ne-am învățat cu Târgu Mureș și cu procedurile de genul acesta, deci nu cred că ne putem vorbi despre avantaj sau orice decizie poate să aibă pe termen scurt și lucruri bune. Este problema lor cum își gândesc strategia pe viitor. Dar e vorba de un meci. Un meci pe care ei doresc să-l câștige. E vorba de un sezon și pentru Târgu Mureș, în care a fost o singură dată mai în afară de etapa asta, în afara acestui play-off. Deci pentru ei, dacă nu-și ating un obiectiv, va fi un eșec soldat acum pe final. Cum vedeți programarea asta? Practic, noi am fi mai avantajați dacă am terminat pe 10 campionatul. Nu, pentru că jucăm fiecare cu fiecare. Eu nu văd programarea asta că nu mi se-l spun niște zile în care jucăm. Mergem la Târgu Mureș și nu știm când jucăm etapa următoare. Dacă asta e iarăși. Înțeleg că depinde de televiziune, dar ar trebui să fie oameni care să știe că să începe un nou campionat să ne spună niște zile. Noi vom juca pe următoarele două zile în deplasare, etape în deplasare. Trebuie să faci să-ți faci un program. Rezervări la hoteluri, adică sunt niște lucruri, dacă, nu știu, dacă alții nu se gândesc. Nu le văd mai mare. Plecăm mâine în deplasare și nu știm când jucăm următoarele noastre. Am făcut programul la Târgu Mureș și că rămânem, pentru că se termină târziu, rămânem peste noapte la Târgu Mureș și facem refacere, dar dacă jucăm vineri, e încă o zi pierdută. Sunt oameni care au familie. Dacă jucăm lunea cealaltă, le dau o zi liberă. Deci, da, trecem și peste asta. E un meci mai deosebit pentru dumneavoastră personală, Nu sunt. Acum deja am vreo trei echipe, am toate să fie deosebite. Nu, deci ca oricare are tu. E drept că mă leagă de Târgu Mureș. Nouă etapă. A fost o perioadă destul de frumoasă, zic eu, pentru că mergem la o echipă care, în momentul în care m-am dus, avea obiectiv evitarea retrogradării și, după aceea, după un parcurs bun, s-a schimbat în cupe europene, în acel an chiar se putea câștiga campionatul, pe părerea mea. Acea echipă era. De dovadă și anul acesta au mers destul de bine, dar, uite, dacă pierd două, trei jocuri consecutive. Probleme de luat? La noi, în afară de Bordeanu, care este suspendat, nu? Având în vedere lupta strânsă la refructura nuclea practică de progradare, în acest moment, înainte de a ști rezultatul cu asta? Păi la oricine, cred că, deci la orice echipă, eu zic că în campionatul ăsta n-aș vrea să zic de petrol, dar ocupanta locului 6
Este cea mai liniștită și poate face bugetul. Oricare din cele două vor ocupa locul 6, mă gândesc că o să rămână pe locul 6. Au o stabilitate, știu câți bani venite de la televizor. Restul, se pot gândi, dacă orice echipă din play-off se poate gândi la retrogradare, cu orice echipă, exceptând, asta e părerea mea, locul 6, se poate gândi la tine.